Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru al nostru invitat special, Bogdan Mălăele! Bună seara, bună seara, Umor sezonul 11! Bună seara! Bună seara, cu Chelu! Doar! Cu Delia! Cu Bendeac! Bendeac, da. Dar știi că pentru cineva cu un foot fetish, pare că ți-e foarte greu să-ți bași picioarele. Da. Ce faceți? Bine, pe bine. Căldura asta. A spus Delia pentru toată sala, bine. Nu, dar eu nu mai știu cum să mai răspund la întrebarea asta, la ce faci. Nu mă întreabă cineva ce faci, mai ales în ultimul an a devenit super ciudat. Și unii oameni chiar vor să știe asta, trebuie să știe ce faci. Vă dau și un exemplu, am un vecin, băi, e super vecin. Dar are datorii la întreținere, nu supără pe nimeni, sper să-l calce mașina. Bă, de fiecare dată când mă văd cu el pe scara blocului, ne vedem, de ce unul pe lângă altul, salut, salut, mai face câțiva pași și mi-aruncă un ce faci. Păi și mă gândesc, bă, dar ce fac? Că trebuie să spun omului că fac ceva. Nu pot să spun că nu fac nimic, că nu sunt atât de prost. Nu pot să spun că fac bine, că poate îmi cere ceva. Așa că ultima oară de panică i-am spus, Bitcoin! Și am plecat, că tot ce știu despre Bitcoin e că sunt sărac. Mă enervează și prietenii, că ea mă întreabă, ce mai faci? Ce mai faci? Dar cu ea scap ușor că zic, ce dracu să fac? Uite, Bendeac, suntem prieteni și tu mă întrebi pe mine, ce mai faci? Băi, Bogdane, ce mai faci, mă? Ce dracu să fac? Știi și, din momentul ăsta noi am acoperit toate subiectele. Ce dracu să fac? I-a spus tot ce are nevoie să știe despre viața mea. Este perfect și merge peste tot. Merge peste tot. Dacă suntem prieteni, suntem prieteni buni. Prietenii buni la un moment dat se jignesc. Dacă aveți un prieten bun care nu vă jignește, bă, ăla nu-i prieten. Și noi suntem prieteni buni și la un moment dat vrei să mă jignești și îmi spui, ești un prost. Ok. Băi, Bogdane, bă, ești un prost, bă. Ce dracu să fac? Știi? Interacțiune. Și aici, da. Aici s-au oprit jignirile, știi? Că nu e o negație, nu e afirmație, ce dracu să fac? Bă, și merge peste tot, peste tot, merge absolut peste tot. Tot așa, prieteni sunt, deci la un dat vrei să mi te plângi de ceva, să zicem, da? Uh-huh. Și îmi spui, bă, Bogdane, cred că m-a înșelat fosta. Bă, Bogdane, cred că m-a înșelat fosta, bă. Bă, și eu cred. Ți-e humor eu, dacă nu, acum. Ce dracu să fac? Da, cel mai tare m-am enervat la ultimul Paște, pentru că am o cumnată pe care am urât-o de la început și m-a urât și ea pe mine. Ne-am urât așa, reciproc și silențios. Am știut-o, dar nu ne-am spus-o. Și la ultimul Paște m-a lăsat așa să ciocnesc un om, m-a lăsat vreo oră și mi-a zis, ia zi, Bogdan, ce ai mai făcut? Bă, și m-am speriat, bă, m-am panicat groaznic. Că înseamnă că deja m-a întrebat ce fac. Eu i-am spus că fac ceva și acum mă întreabă ce am mai făcut pe lângă ce făceam. Și eu nu fac nimic. Și am făcut o pauză și am zis, m-am apucat de mort, de tâmpit, dar cu întrebările tale de nesimțită în fața ta. Și am plecat. O familie abordare generoasă. Bine, îmi dau seama că am exagerat. Am exagerat, chiar nu trebuia să o fac nesimțită. Dar mă bucur că suntem aici. Mă bucur că vă văd. Cum măși, dar na, e ok. S-au mai terminat restricțiile. Protestele au fost un pic ciudate. Vă aduceți aminte? Mai țineți minte că erau oameni fără mască care protestau că ei nu vor să poarte mască? Bă, ați câștigat. De când ați ieșit din casă fără mască, ați câștigat. Putea nici să nu ieșiți din casă. Putea să deschideți ușa să spuneți, am câștigat. Să intrați înapoi. Bă, serios, mă uitam la știri, era camanele cu Loredana Groza. Știi, nu-ți place, dar te uiți până la capăt. Am avut și lutări. Știți lutării? Lutării sunt aia, pentru cine nu știe, sunt aia care în timpul protestelor sparg magazine pentru că, na, e hărmălaie mare și n-are cine să-i prindă. Și în America au spart, bă, Gucci, Versace, Mercedes. La noi în București au spart un tonomat de dulciuri de la Unirii. Parcă întârziau toți la un banchet de clasa 8-a și sparge aici. Tot ce puteau să fure, bă, haine, mașini, tot, i-au ales diabetul.
Și ce mișto e că cineva i-a filmat. Cineva i-a filmat cu un telefon și i-a pus pe net. Și acum o să se ducă la pușcărie. Și așa o să fie super fain în prima zi de pușcărie, când vine gardianul și zice: tu pentru ce ești aici? Viol. Tu? Crimă. Tu? Ocola 0 și un Mars. Perfect. Tu o să stai cu violul în cameră și vezi că o să stai mai mult capră. Vezi că o să stea la în fiecare noapte acolo. Aoleu, Doamne, dar ce am făcut eu să merit asta, Doamne? Doamne, dar cum m-au prins? Și violul de deasupra lui: e, poate dacă purtai mască? Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți geniali. Eu sunt Bogdan Stelea. Ciao.